Banca Mondială va sprijini în continuare reformele și dezvoltarea Republicii Moldova. Asta a menționat directorul executiv al băncii, Frank Himscher, în cadrul întrevederii cu premierul Iurie Leancă. Oficialii au discutat despre situația economică din țară și perspectiva cooperării. Consiliul directorilor executivi al grupului Băncii Mondiale a decis să acordă țării noastre în perioada 2014-2017 o finanțare de 570 de milioane de dolari, potrivit noii strategii de parteneriat cu Republica Moldova. Strategia este structurată pe trei piloni: sporirea competitivității, consolidarea capitalului uman și diminuarea riscurilor sociale, precum și protecția mediului. Aceasta este elaborată conform obiectivelor de dezvoltare a Republicii Moldova. Strategia își propune să asigure valorificarea potențialului de dezvoltare economică și de creștere a nivelului de trai.